Mă aflu în apropiere de vârful Ineu, unul dintre cele mai înalte piscuri ale munților Rudnei din Carpații Orientali, unde aș dori să aduc în discuție subiectul pajiștilor alpine. Aceste tipuri de ecosisteme vegetale sunt în stadiu de climax, adică ele se află într-o legătură strânsă cu condițiile bioclimatice și acest lucru se întâmplă de multe mii de ani. Ele sunt stabile în timp, prin urmare. Deci, studiindu-le, noi am putea să distingem care este efectul schimbărilor climatice, în special a încălzirii climei, asupra ecosistemelor vegetale și nu numai. În cadrul acestei grupe muntoase, mă refer la munții Rodnei, în anii 2000 s-a demarat un proiect care se numește Gloria și continuă în prezent prin monitorizarea patru vârfuri montane, patru piscuri aflate la distanță considerabilă față de orice influență umană. Chiar dacă pășunatul în aceste pajiști de altitudine a fost realizat de poate sute de ani, dacă nu de mii de ani, ele totuși, comparativ cu alte ecosisteme, cum sunt cele aflate în altitudini coborâte sau în zonele colinare, păduri, păduri de conifere la munte, acestea sunt totuși puțin influențate de om. Iar ideea monitorizării acestora a pornit tocmai de la faptul că studiind modificările în compoziția floristică, adică în numărul de specii, în tipurile de specii, aceste evaluări în legătură cu modificările climatice sau corelate cu modificările de temperatură pot să ne ofere informații prețioase asupra influenței individuale a climatului. Acest lucru nefiind realizabil în condițiile în care un tip de ecosistem ar fi influențat de om. Deci nu s-ar putea distinge acest efect al climei. Astfel că prin monitorizarea acestor pajiști, noi putem aduce contribuții esențiale la cunoașterea modificărilor care se petrec în zilele de astăzi. Iată că acestea, în special în partea munților Rodnei, sunt dominate de două specii în principal. Bun, pot fi mai multe, dar două sunt dominante aici de la 2000 de metri în altitudine și mai în sus, ele fiind Carex curvula și Juncus trifidus, pe zonele vântuite, cum este cel aflat pe culme, unde mă aflu. Prin protecția acestora, în cadrul Parcului Național Munții Rodnei, trăim cu speranța că ele vor fi păstrate așa cum merită. Iar în domeniul cercetării, noi vom continua monitorizările asupra schimbărilor de floră și de vegetație. Important de spus este că deja s-au publicat rezultatele acestor monitorizări care arată o termofilizare. Acesta este un fenomen care implică înlocuirea sau apariția unor specii de altitudini mai coborâte, cum sunt cele subalpine, pe etajele superioare de vegetație. Adică ele realizează oarecum o colonizare sau o migrare în altitudine. Datorită modificărilor sau datorită încălzirii estivale pe timp de vară a climei, aceste specii subalpine pot intra într-o competiție mai strânsă cu cele alpine și în timp eliminându-le. Acest lucru nu este de dorit, deoarece prin eliminarea speciilor alpine, ele ar trebui în mod teoretic să caute refugii pe zonele mai umbrite, dar nu de multe ori, nu de puține ori, lucrul acesta este imposibil, este dificil de făcut, deoarece relieful nu oferă condițiile particulare. Deci, termofilizarea este un fenomen care este deja dovedit în Carpații Românești și nu numai, chiar la scară europeană, și studiile sau continuarea reevaluărilor de floră și de vegetație pe aceste piscuri ne vor conduce și mai mult la
tragerea unor concluzii care sunt legate tocmai de acest fenomen al termofilizării. Să vedem, de exemplu, dacă acesta continuă sau dacă acesta este stagnează. Pot fi situații în care alte specii, de exemplu, să pătrundă, cum sunt tufărișurile, de exemplu, cele legate de ericacee, din speciile de rododendron și de vaccinium. Prin astfel monitorizarea în colaborare cu protecția naturii, putem avea o imagine mult mai fidelă asupra ceea ce înseamnă influența modificărilor climatice asupra acestor ecosisteme care sunt extrem de prețioase pentru noi.